În perioada 7-8 decembrie, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a participat la Development Invention Show, care s-a desfășurat în Dubai. Evenimentul a promovat spiritul inovativ al celor peste 200 de participanți și a prezentat publicului larg peste 250 de invenții din diferite domenii. De asemenea, manifestarea promovează excelența în inovare și aduce recunoaștere celor mai bune invenții din peste 32 de țări. La această ediție au fost prezenți inventatorii, producători și antreprenori, care și-au prezentat cele mai recente produse și inovații. În fapt, evenimentul reprezintă o punte de legătură între oamenii de afaceri și inventatori, oferindu-le posibilitatea de a-și dezvolta și materializa proiectul și de a promova și comercializa produsul. În cadrul evenimentului, România a fost reprezentată de universități precum Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Gheorghe Saki din Iași și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, dar și institute de cercetare. Pentru lucrările expuse, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a obținut două medalii de aur, o medalie de argint și un premiu special. În cadrul ceremoniei de premiere, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a primit un alt premiu special și o plachetă, în semn de apreciere și recunoaștere a excelentelor invenții. Totodată, premiul special și placheta premiul de onoare pentru contribuția remarcabilă la cercetare au fost acordate către șef de lucrări dr. Inginer Constantin Ungureanu, implicat în procesul de jurizare a invențiilor la această ediție a evenimentului.